Rezultate finale la alegerile locale care au avut loc duminică 27 septembrie, datele fiind centralizate, iar procesul finalizat astăzi. Astfel, Partidul Social Democrat a reușit să obțină o victorie zdrobitoare la nivelul județului Gorj, reușind să câștige 43 de primării și să obțină majoritate în Consiliul Județean. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a declarat pentru TV Sud că tot ceea ce a fost promis în campania electorală va fi realizat. Cosmin Popescu a câștigat șefia județului Gorj, Social-Democratul, obținând cel de-al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Gorj. Astfel că la Consiliul Județean, la președinția Consiliului Județean, putem să vă spunem că cele mai multe voturi au fost obținute de candidatul Partidului Social-Democrat, Popescu Cosmin Mihai, și anume avem 66.109 voturi, asta înseamnă un procent de 43,75%. Următorul este candidatul Partidului Național Liberal, Popescu Iulian Vasile, cu 46.763 de voturi, însemnând un procent de 30,95%. Urmează candidatul Partidului Pro-România, Văcaru Alin Vasile, cu 8.578 de voturi, asta însemnând un procent de 5,67%, și de candidatul Partidului Mișcarea Populară, Davițoiu Nicolae, cu 8.221 de voturi, însemnând un procent de 5,44%. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, s-a declarat mulțumit de scorul obținut la alegerile locale. Mulțumesc gorjenilor pentru încredere, mulțumesc echipei de consilieri județeni, echipelor de primari și consilieri locali din localități și promit că nu o să dezamăgim. Ceea ce am scris în programul nostru de guvernare locală o să duce la îndeplinire în integralitate și 4 ani de mandat. Datele oficiale arată că Partidul Social Democrat a obținut o victorie zdrobitoare în Consiliul Județean Gorj, reușind să obțină 16 mandate de consilier județean. În ceea ce privește Consiliul Județean, putem să vă spunem că Partidul Social Democrat a obținut 16 mandate, Partidul Național Liberal 11 mandate, PMP 3 mandate și Pro-România 2 mandate. Partidul Social-Democrat a obținut 16 mandate de consilier județean, de asemenea Partidul Național Liberal a obținut 11 mandate de consilier județean, Partidul Mișcarea Populară 3 mandate, iar Partidul Pro-România va avea 2 consilieri județeni.